pot să zic ce frumoasă e viața. Ah, numai luni am voie. Da, mă repet, mi s-a reproșat că sunt stresantă și enervantă când zic bună dimineața, ce frumoasă e viața. Și atunci am voie doar luni să zic această vorbă care e atât de frumoasă și m-am obișnuit cu ea deja. Eram recunoscută pe stradă, bună dimineața, ce frumoasă e viața. Nu mai contează, gata, renunța la ea, doar luni o să mă mai zic vorbind așa. Bună dimineața, Gabriel. Ce vedeto care ești, nu te mai victimiza. Bună dimineața. Ce faci? De ce pozezi în victimă, că nu e chiar așa? De ce? De unde știi tu cum e? Ei, pentru că te cunosc și în afara acestei emisiuni și știu că nu ești chiar atât de victimă pe cât te dai. Hai, lasă-mă! Hai, lasă-mă! Ce faci în această dimineață frumoasă? În care viața e frumoasă? Nu se poate abține, mă! Nu se poate abține să mă zică că e frumoasă viața. Uite, e frumoasă! Bună, uite, zic eu! Bună dimineața! Apa ta e greața. Nu! Asta pentru mahmuri. Pentru mahmurii care au băut luni seara, am o urare. Am avut o urare. Asta a fost urarea. Vă mulțumesc. Bună dimineața! Ce urâtă e greața. Ce urâtă e greața. Da, păi a fost luni. Doar studenții ies în oraș lunea. Doar studenții... Stai așa, doar studenții bea în orice zi a săptămânii. Da. Ca să... Lasă că vezi. O română corectă, corespunzătoare, aferentă. Opriți-mă, vă rog. Da, nu uitați pagina noastră de Facebook, Matina la Capital, dați-ne like, acolo o să ne anunțăm în fiecare zi invitații. Invitații frumoși, astăzi o să avem invitați pe studenții de la CSS. Nu! Bine zi. Îmi retrag cuvintele? Nu pot să zic. Ba, da. O asociație a studenților Erasmus din Alba Iulia o să ne povestească despre cum a fost în Timișoara și ce a făcut acolo. Iar în a doua jumătate a emisiunii o să-l avem invitat pe președintele asociației Fanfara din Petrești. O să ascultăm și puțină fanfară. Pentru că mi-o place fanfară. De ce când vorbești despre fanfară zici fanfară? Pentru că e zgomotoasă fanfara. Nu-ți place fanfara? Ba da, îmi place foarte mult, abia așa să vină. Știi că era și o piesă, nu mai știu cine cânta piesa cu I like the trumpet. Tu era aia. Ia, mă, cum o să eu cânt domnului de la fanfara. Îți dai seama. Nu pot să fac așa ceva. Bine, o să-i spun eu că îți place. Că îți place sunetul trompetei. Vai, Petrică, ce s-a întâmplat cu tine această dimineață? Mă rog, ai probleme. Petrică, te rog, dă un cadru pe tine, să vadă și lumea. Petrică mima reacția unui ascultător de fanfară cu două perne, așa, da. Pe... Da. Te trezești liniștit de dimineață, de cafea, îți dai drumul la televizor, fanfară! Doamnelor și domnilor, colegii mei, pără frumos. Da, hai să vedem cum ne începem această dimineață frumoasă. Hai să vedem cum ne începem, știi cum ne-am început? Ne-am început-o deja, că altfel am fi dormit aici pe canapea. Am ieșit din casă. Deci așa îmi place dimineața când mă povestește Gabriel, cum începe ziua lui, sau cum s-a terminat ziua lui. Nu mai zic. Hai, serios că-mi place. Am ieșit din casă. Da. Și am venit la muncă. Așa. Și am intrat în direct și acum sunt cu tine aici. Nu e adevărat. Asta voiai să-mi zici. Ba, am rămas plăcut surprins de faptul că e foarte cald afară și că în sfârșit poți să zici în adevăratul sens al cuvântului că e vreme frumoasă. Adică... Am crezut că e viață frumoasă. Da, ai primit mesajele. Asta trebuia să zicem noi cu furtuna și grindina la revista presei. De ce dai spoilere? Da, Petrică zice că astăzi de la ora 3 o să vină furtună și grindină, dar noi nu credem așa ceva. Adică uitați-vă cât de senini e afară. Cât de senini suntem noi. Da, e foarte frumos afară. În sfârșit se simte că vine vara, să vină vara peste noi. Ieri am făcut așa un tur al cetății cu puțină treabă și era foarte, foarte cald. Adică după 10 minute căutam umbră și chiar mă gândeam cât suntem noi oamenii de ciudați când e frig, zicem să vină o dată căldura, că nu mai pot cu toamna asta, ce cu atâta toamnă, și noi de câte ori n-am zis în emisiune, ce cu atâta toamnă, că zici că e toamnă afară. Și când vine căldura, bă, fratele meu, stai puțin că noi, am cerut 37 de grade, Doamne, așa, un 25, corect, corespunzător.
Vai, da. Vai, ce cald e afară, mă obosește, nu mai pot să stau afară. Da. Suntem ciudați. Și am intrat într-o alimentară să-mi iau suc rece ca să mă revergorez. Bineînțeles. Și auzeam pe oameni, pe două doamne, cred că erau, nu mai rețin, dar oricum, erau oameni, asta e clar. Deși și câinilor le e cald. Au fost atunci când te-am sunat de mi-ai răspuns fără maioneză. Da, o să trec și la asta imediat, n-am fost atunci. Da, și vorbeau și ziceau, băi, ne-am tot plâns că e frig și că nu știu ce exact ce am zis eu înainte. Ne-am tot plâns că e frig, dar acum deja parcă e prea cald. Și vezi cum este omul? Cum este omul, Gabriel? Cum ai observat omul? Omul este cu două fețe. Două! Două, două, numai două? Cum adică cu două fețe? Trecând peste acest moment publicitar. Așa? Da. Și faza cu maioneza, ca să trecem peste... Da, apropo, ieri l-a sunat pe Gabriel, așa pe la un 3-4. Așa, povestește tu. Și sună pe Gabriel, sună o dată, sună de două și răspunde, fără maioneză. What? Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu tipul care îmi făcea hot dog-ul. Am speram. Pentru că... Așa? De ce ai mâncat hot dog cu maioneză? Adică niciodată n-am înțeles de ce să spui maioneză pe hot dog. Exact, ești așa o merie. În schimb, draga mea Mirela, am descoperit hot dog-ul cu ceapă caramelizată. Și cu toate că nu pari un gurmand, sau nu neapărat, dar hot dog-ul cu ceapă caramelizată, să-l încerci. Sună foarte bine. Mamă. Îmi faci cinste cu hot dog cu ceapă. Nu, dar poți să mergi să scoți. Dragi, nu mă scoți la un hot dog cu ceapă, mă, Gabriel. Nu vrei să mă scot. Nu vreau să te scot. Te-am scos aici, la... L-ai scos la televiziune. Televiziune, ce mai vrei? Să te vadă oamenii. Tu cum ți-ai petrecut ziua ieri? Că eu am fost la școală. Ieri am fost până în Sibiu. Am avut ceva treabă pe care nu am rezolvat-o spre mândria mea. Yes. Ești una foarte productivă. Da, da, da. M-am întors nervoasă spre sfârșitul zilei. Da? De ce te-ai întors nervoasă? Dar pentru ce treabă că nu am reușit să-mi... Am fost la ANAF să-mi depun niște declarații. Care declarații aparțineau unor persoane care erau din Miercurea Sibiului. Și am ajuns acolo, tipa foarte scârboasă. A zis, astea nu aparțin de noi. Hai! Foarte fericită eu, super, am venit din Sebeș până în Sibiu ca să nu pot să-mi depun declarațiile. Asta e fața mea de stupefiat. Da, dar chiar vreau să zic, ce-i cu fața? Nu, mă gândeam, vă dați seama, Petre, doamnelor și domnilor, vă dați seama lângă ce femeie importantă și influentă stăm, adică ea merge să-și depună declarații pe la ANAF, eu dau examene pe la școală. Da, păi am o asociație. Și trebuie să depun declarații la sfârșitul lunii mai. Ce asociație? Nu discutăm despre viața noastră personală de misiune, doamnelor și domnilor. Nu ne mai întrebați, că noi oricum nu spunem. Am o asociație și știți povestea aceea cu 2% din impozitul pe salariu, pe profit. Trebuia depusă până în 26 mai. Și normal că am lăsat pe ultima 100 de metri, pentru că eu sunt în stare să fac toate într-o zi. Și nu. Foarte bine. Go, go. Go, go. Go, Mire, go. Go, go. Hai să trecem la chestii mai importante. Ia să vedem. Și anume horoscopuri. Horoscope? Nu? Astăzi. Și începem cu Berbec, în zadar ați făcut promisiuni, deoarece și astăzi îți face multe cheltuieli, ori puține și mari. Ce chestie? Ori puține, ori mari. Ori multe cheltuieli, ori puține, dar mari. Rezultatul va fi cam același, adică veți rămâne din nou fără banii de buzunar. Păi dacă erau bani de buzunar, presupun că erau destinați cheltuielilor de zi cu zi. Deci banii să-i cheltuim. Deci veți rămâne fără banii de buzunar, nu fără banii de pe card, fără banii din cont, fără banii de portofel, fără banii de buzunar. Ah, ok. Tac, nu, că tac, serios, chiar tac. Hai, nu, continuă. Taur. S-ar putea ca promovarea de azi să vă ia prin surprindere, fiind foarte ocupat cu restanțele din activitate. Cei care nu sunt promovați sunt încurajați să primească prime. Știi ce e cel mai urât la televizor? Am avut o revelație. Ce e cel mai urât? O să mărturisesc asta, chiar dacă risc să par puțin... Adică nu știu dacă ai experimentat treaba asta.
De obicei dimineața, eu mărturisesc că nu sunt un om foarte matinal, am mai zis de fapt în emisiune. Acum m-am mai obișnuit, evident, nu mai am nicio problemă, doar că obiceiul destul de prost de a nu mânca dimineața mi-a rămas. Și nu mănânc dimineața. Știi ce e cel mai ciudat lucru? Schiorăi mațele. Să schiorăi mațele în direct. Pentru că tot timpul te întrebi, bă, oare se aude în microfon? Da, 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 și eu am întrebat asta. Dar nu se aude, nu se aude. Nu se aude. Eu mă uitam în jurul meu când îmi chiorea mațele. Și nimeni puteți, nu zicea nimic. Puteți liniștite să continuați. Că nu vă auziți. Ce frumos. Da, ce frumos. Uite că și-am pus mâinile în cap. Ce frumoasă e viața. Ce frumoasă e viața dimineața. Gemeni, prin diplomația exemplară, vrei să zici ceva? Voi nu, voiam să citesc, că era rândul meu, dar nu gândesc. Prin diplomație exemplară reușiți să scăpați de angajamentele prea puțin promițătoare din punct de vedere financiar. Veți păstra doar contractele viabile. Ce s-a întâmplat? De la mațe se trage. Eu fac experimente, ce ne vine, cum fac? Rac. Vă simțiți în siguranță cu puține rezerve pe care ați reușit să le păstrați secrete față de partenerul de cuplu? Ce fel de rezerve? Umane sau financiare? Financiare, astăzi vorbim despre bani. Uh-huh. Tot timpul vorbim despre bani. Suntem niște disperați, ne plac banii. Da, da, da. Ah. Sentimentul de vinovăție este anulat de pretențiile exagerate. Pretențiile exagerate ale partenerului de viață sau ale voastre personale, nu prea înțeleg. Este destul de... Ce faci? Bine, tu? Dirigi la circulația, Mirela, pe aici, nu știu ce făcea. Continuă. Continuă mai departe, spune, Gabriel. Da, a bătut cineva la ușă. Suntem în direct deocamdată, dar o să se ocupe cineva de dumneavoastră imediat. Leu, conștientizați brusc. Stai puțin. Pentru să înțeleagă și telespectatorii, facem și noi emisiune în direct. Cineva a bătut la ușă, bună dimineața. A deschis ușa, a intrat frumos. Caut pe... Da, sunt ca pe bulevard. Eu v-am zis că trebuie să punem o siglă cu On Air deasupra ușii. On Air sau Man at Work. Asta e un episod de Povestii nepoților. A întârziat secretara, da, și nu iasă alături de noi de aia. Da. Petre s-a dus și s-a ocupat de musafirul nostru, oare cine o fi? Aflăm imediat. Aflăm imediat. Leo, conștientizați brusc sentimentele pe care le-ați înăbușit, le-ați ascuns, ori le-ați transformat în altceva și se răzbune în cele mai neașteptate momente. Melancolie. Știți că noi avem așa niște cuvinte, le punem acolo. Melancolie. Le trântim de perete. Da. Fecioară. Partenerul de cuplu devine foarte important pentru dumneavoastră, depindeți mai mult decât doriți de ajutorul pe care acesta este dispus să vi-l ofere, iar situația vă displace profund. Să înțeleg că fecioarele sunt la modul eu pot singur, eu sunt stăpânul meu și nu voi face altceva cu ajutorul altcuiva și să mă opriți ca berez. Să te opresc eu că sunt fecioară. Balanță. A, da? Și tot timpul zici că ești fecioară și tot timpul. Și nu știe. Și tot timpul comentează de fecioare și mă sătui la el și tot nu-și dă seama. Dar nu-i intenționat. Balanță. Nu, Zaix, știu că nu-i intenționat. Dați impresia că luați tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră cu multă lejeritate. Că nu prea vă pasă de critici, ofense și observații. Abordarea aceasta ascunde și multă revoltă. Scorpion, partenerul de cuplu preia inițiativa și vă obligă să cheltuiți tot ce ați obținut în ultima vreme din contractele suplimentare. Pentru moment nu aveți nimic de comentat. Și tu ți-ai dat seama că tot timpul, dar tot timpul horoscopul parcă este destinat oamenilor de succes. Adică e chestia asta, trebuie să fie om de succes în viață și horoscopul e destinat oamenilor de succes pentru că orice om ar trebui să fie de succes? Sau cum? Adică toate exprimările sunt pe genul, stai așa unde eram. Vă obligă să cheltuiți tot ce ați obținut în ultima vreme din contractele suplimentare. Sau, la birou astăzi colegii vă vor tachina. Sau, conturile dumneavoastră bancare, de parcă toată lumea ar lucra la birou sau ar avea conturi bancare sau ar încheia contracte suplimentare. De ce nu se face bă, un horoscop care să fie adresat pentru și, Dorel. Pentru Doreilor. Astăzi coada târnăcopului dumneavoastră se va rupe. Nu vă impacientați. Este doar o chestiune de moment. Mâine va fi ok. Sau pentru
vidanjori. Deci, e o meserie foarte ok. Ce ne-am face fără ei? Corect. Astăzi, vidanja dumneavoastră va suferi defecțiuni substanțiale. Substanța din ea se va... Hai că deja divagăm. Dar oricum, ați înțeles ideea, nu? Da, sunt de acord cu tine. De ce un horoscop doar pentru oameni de succes? Uite, îți propun ca într-o zi să facem noi horoscop, horoscopul oamenilor de rând, frate. Hai, pentru că și noi suntem de oameni de rând. Adică, on lucră la noi la televiziune, da, totuși, contracte nu încheie. Birou, la birou nu lucrăm, adică, ăsta e biroul nostru. Da, uite, deci suntem oameni nostru de rând. Da, ceapa haide dumneavoastră din grădină va stagna astăzi din creștere. Recoltă. Asta e cuvântul aruncat așa. Da. Animale. Lapte proaspăt. Corect. Da, nu? Sunt de acord. Eu hai cred că facem. Am avea succes cu un astfel de lucru. Hai să hai să continuăm unde am rămas. Scorpion, nu? Da. Nu, da, am trecut de scorpion, suntem chiar dacă partenerul... Ne scuzați, doamnelor și domnilor, dar nouă ne vin idei dimineața, noi suntem idioți dimineața. Ce săgetător, chiar dacă partenerul de cuplu va încerca să se impună, iar și să vă oblige să renunțați la planurile dumneavoastră de viitor, veți avea grijă să faceți pe surdul. Bani prea puțin. Ce să-i, cum să faci pe surdul? Când vorbește femeia cu tine, tu faci pe surdul? Tot timpul mi se șoptește în cască, tot timpul. Nu-i bine, nu-i bine să faceți pe surdul când vorbește cineva, o fată, o femeie cu dumneavoastră. Ce faci? Faci pe surdul? Nu mă auzi ce zic? Ce? Doamne, dar greu să mai prinzi. Da. Faceți pe surdul așa, capricorn, ce înjurături mi-ai eu după emisiunea asta. Analizați la cererea șefului direct perspectivele șeful direct. Pentru că, de ce nu, într-o societate atât de... Tot sunt asistenți de directori. Nu, dar avem și șefi indirecți. Și șefi direcți, și șefi indirecți, și șefi mai mici, și șefi mai mari. Și era un vers de la Paraziții cu șefii, dar nu pot să zic. Hai că te zici, eu zic... Așa, analizați la cererea șefului direct perspectivele pe care le au contractele actuale și vă declarați total nemulțumit. Vi se cere să mai faceți și alte analize mai speciale. Vărsător, brusc, orgoliul dumneavoastră se manifestă în împrejurimi, în împrejurări în care altădată ați fi fost doar amuzat. Sunteți din ce în ce mai sever cu membrii familiei, deoarece aveți senzația că vă exploatează. Și pești, vă asumați rolul de mentor pentru tinerii din familie care încă nu s-au maturizat. Nimeni nu vă ascultă, ori nu au deloc intenția să vă pună sfaturile în practică. Pățești, adică... Pățești tot felul, nu? Pățești, da. Ei, uite că am văzut și cum ne începem această zi frumoasă de marți. Uh-huh. Și ce-mi place mie să fac în fiecare dimineață, măi, Gabriele, măi? Să te trezești dimineața, să deschizi ferestrele, să spui... Ah, bună dimineața, ce frumoasă e viața! Să dai cadru pe mine, adică camera 3, dacă ești Doru, Constantin, ca să nu mă exersez aici degeaba. Mulțumesc. Și nu știu, ce-ți mai place să faci altceva? Nu, să dansezi, hello. Se joacă cu... Doru, ești acolo ca să faci emisiune, nu ca să te joci cu camerele, mulțumim. Da, mie îmi place să dansez de dimineață, Dumnezeu. Știam că o să zic asta, dar am vrut să mai lungesc puțin momentul, avem piesa zilei, nu? Sunt niște tipi pe care poate că îi știți, poate că nu îi știți, o echipă, o trupă de acoustic, a cappella music, așa, a cappella, muzica a cappella, a cappella music, doamne, ce mă apuc. Nu știam acest detaliu despre... Deci ei cântă a cappella, l-ai observat? Cântă a cappella. Adică? Fără instrumental, fără negativ, doar cu vocea. Da. Și o să observați acolo că au și un tip care face basul, adică mimează basul, efectiv. Și avem evoluția muzicii. Evoluția muzicii din toate timpurile. E un clip foarte interesant. E la piesa zilei pentru că e un colaj de piese. Și vă propunem să-l ascultați. Mirela l-a găsit, dar e foarte, foarte interesant. Uitați-vă și o să vedeți că o să vă bucurați de... Haideți să lansăm împreună, hai! Doru, dăm și noi o melodie. Că deja m-am încălzit. Salve, Regina. La 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 la.
pam, 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 pam. Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are... He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, I'm going reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Because you're mine, I walk the line. When the light was gone, and the lamp was dark, I would stand, oh, oh, stand. Ba-ba-ba-ba-ba-barbering, 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 ba-ba-ba-ba-barbering. I want to hold your hands, I want to hold your hands. Let me know, Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Celebrate good times, come on. Celebration, celebration. Oh, don't stop, believe it, cause this is Thriller, hey, a Thriller night. Can't touch this. Well, hit me, baby, one more time. Say my name when no one is around you. Say, baby, I love you. You're running game. Oh, oh, oh. I want it that way. Hey, I don't want to meet your daddy. Hey, ce frumos! Ce mi-a plăcut foarte. De ce mai dansezi? Că nu mai e muzică. Pentru că încă ziceam refrenul în gând. Am înțeles. Da, foarte, foarte tare și îmi pare foarte bine că mi-ai amintit de ei. O să merg acasă și da, o să-i ascult. O să le ascult toate piesele pentru că sunt foarte tare. Da, mi-a plăcut și mie foarte mult. Ai văzut? A trecut așa prin... O încercat să treacă prin toată evoluția muzicii. Mm-hmm. Foarte frumos. Ne-am bine dispus de dimineață și pentru că ne place muzica, cum ziceam, luăm acum o scurtă pauză publicitară și revenim cu președintele Asociației Fanfara din Petrești, domnul Voicu Cioara. O scurtă pauză și iarăși ne întoarcem cu fanfară și cu muzică și cu povești, pentru că are o istorie, este cea mai veche fanfară din țară și are multe să ne povestească. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Dream Development te va execută topografie, cadastru și geodezie, măsurător terenuri, construcții și intabularea lor în evidențele de cadastru și carte funciară. Dream Development te va efectuează proiectare, arhitectură, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Dream Development te va oferă consultanță pentru accesarea și implementarea fondurilor europene.
Dream Development Deva, Piața Victoriei, numărul 2, clădirea IPH, etaj 2, camera 204. Informații la telefon 0742 284 120. Dream Development Deva vă proiectează visele. Depozitul Denison Collection al societății Denis Texerele din Sebeș vă așteaptă cu o gamă variată de produse textile pentru casă. Găsiți aici perdele, draperii, accesorii, șine și galerii, covoare, lenjerii de pat și alte produse textile pentru căminul dumneavoastră. Vă așteptăm zilnic în Sebeș, strada Călăraș, numărul 71, drumul spre Daia Română. Telefon 0258 735 292. Consiliul Județean Alba organizează Târgul Gustos de Alba 2016, ediția a 7-a. Vă așteptăm la cel mai gustos eveniment al anului, pe latura de vest a cetății Alba Carolina din Alba Iulia, în perioada 20-22 mai, între orele 10 și 18. De vânzare, apartament la cheie în Petroșani, situat pe strada Păcii, dotat cu centrală termică proprie, geamuri termopan, aer condiționat și minibar. Bucătăria, livingul și dormitorul sunt complet utilate și mobilate. Prețul imobilului este de 20.000 de euro. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision 0. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Alba Transilvana. Cele mai noi apariții din lumea cărții, peste 50 de titluri participante, lansări de carte, lecturi publice, activități pentru copii, momente artistice și nume sonore ale culturii și literaturii contemporane. Toate într-un singur loc, Târgul de Carte Alba Transilvana. Vino în cetate la Casa de Cultura Sindicatelor între 20 și 22 mai să te bucuri de minunata lumea cărților. Târgul de Carte Alba Transilvana, un eveniment organizat pentru tine de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blanc. Laga Alba. Jiul Construct Lupeni, firmă ideală pentru amenajări interioare și exterioare. Dacă vrei să-i dai culoare unui spațiu pentru a beneficia de un ambient plăcut, contactează Jiul Construct Lupeni. Firma noastră prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări interioare cu echipamente de ultimă generație. Instalăm centrale termice cu calorifere sau încălzire în pardoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale pentru diferite lucrări. Ne puteți găsi în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii puteți apela numărul de telefon 0726 370242. Vreți covoare și mochete la cel mai bun preț? Atunci alegeți Mureș Carpet. Aici găsiți tot ce vă doriți. Vă așteptăm în magazinul din Alba Iulia, strada Republicii, numărul 5, lângă bazinul olimpic, de luni până vineri, de la 10 la 19, iar sâmbăta, de la 10 la 14. Telefon 0753 846 099. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi, noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Thank you.
Andreea Bogdan. Vă spun bun găsit din cealaltă capitală. Venit în direct alături de Mirela pe canapea este domnul Voicu Cioară, președintele Asociației Fanfara din Petrești, dar mai multe despre această asociație și despre fanfară veți afla de la dânsul în momentele următoare, pentru că, după cum spuneam, Mirela îl va lua la întrebări, ca să zic. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața. Când m-a prezentat de dimineață, ziceam o să vine fanfara, pentru că fanfara e zgomotoasă. Fanfara n-a venit! Da, cu ceremonii, cu... Da, povestiți-ne, știm că este, atâta știm doar, dumneavoastră va trebui să ne spuneți mai departe, știm că este cea mai veche fanfară din țară? Nu este cea mai veche fanfară din țară, pentru că înainte sau mult mai veche este fanfara reprezentativă armate și muzicile armatei. Este una dintre cele mai veche. Este fanfara care nu și-a întrerupt deloc activitatea. Din 1879 până acum a funcționat non-stop. Și atunci povestiți-ne cum s-a înființat această, această fanfară și apoi asociație. A fost înființată în 1879, după cum ziceam înainte. Biserica Evanghelică a cumpărat 8 instrumente cu sponsorizare de la fabrica de hârtie, care de curând fusese inaugurată și deja producea hârtie și vindea, avea export. A fost o perioadă în care în toată Europa, în toată Europa vestică și centrală, se înființau fanfare. Chiar momentul acela l-am prins. Am beneficiat și de faptul că era o zonă așa locuită predominant de sași, dar și capitalul fabricii de hârtie era austriac. Ei și-au adus muncitori, tehnicieni, ingineri aici și au impulsionat mult înființarea acestei fanfare. Cel care a înființat-o a fost rectorul Bisericii Evanghelice de atunci, Mihail Tut, și a avut susținerea publicului, susținerea locuitorilor din Petrești încă de la început. A fost foarte, foarte populară. Închipuiți-vă că nu erau stații de amplificare pe vremea aceea. O muzică, cât ar fi fost ea de profesionistă la o petrecere de 200-300 de persoane, nu o făcea față, adică nu se auzea. Ori o fanfară cu instrumente de suflat se auzea și dădea randament în situații de-astea. Și ați trecut prin războaie, prin comunism. Da, da, da. Păi, înainte de primul război mondial, deja era o fanfară bine așezată. Avem o poză, cea mai veche poză a fanfarei din 1905, cu dirijorul de atunci, Johann Binder. Aveau 25 de instrumentiști, toate instrumentele necesare unei fanfare calme. Primul război mondial a afectat puțin activitatea fanfarei, dar au fost mobilizați o parte dintre ei. Da. N-a mai fost așa de mult interes pentru pregătire, pentru că se stricaseră multe, condițiile de viață nu mai erau aceleași ca înainte, așa se întâmplă în război. Dar membrii fanfarei de atunci aveau studii sau erau oameni care erau pasionați de a cânta? Nu aveau studii. Studiile cele mai aprofundate, să zic așa, le avea dirijorul, care era și învățător. Deci știa, avea, el era și organist la biserică, avea studii muzicale, era bun. Cel care a fondat fanfara, Mihail Tut, avea o întreagă familie, pe toți urmașii i-a educat în sensul ăsta muzical. Deci trebuie specificat faptul că nu e vorba despre niște muzicieni de specialitate, membrii acestei fanfare. Da, de fapt și au acum, devenit între timp. Nu, și acum fanfara este tot de amatori. Deci s-a menținut tot timpul ca o fanfară de amatori. Niciodată nu au fost angajați de nimeni și nicăieri pentru a învăța
piese noi pentru a face repetiții și pentru a cânta la comandă. Ei au cântat și au fost invitați de regulă pentru toate activitățile. Avem, spre exemplu, în Arhiva Petreștiului o solicitare adresată fanfarei de către primăria din Petrești să participe la 1 decembrie, la aniversarea a 10 ani a Unirii. Nu? Da, la 1 decembrie 1928, când se aniversau 10 ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Și invitația a fost adresată fanfarei din Petrești, au fost plătiți pentru asta și să știți că nu era o sumă mică, era mai mult pentru un membru al fanfarei, mai mult decât se plătea pentru un deputat al localității, pentru că altfel nu mergeau, că e greu să-ți pierzi atâta vreme și cu deplasarea, dar și cântând. Este un efort care se depune, da. Și care a fost momentul în care ați devenit foarte cunoscut cu această fanfară? Dacă îmi permiteți, până acum s-ar putea deduce că a fost o fanfară săsească. Și într-adevăr a fost înființată de către Biserica Evanghelică, dar toate parohiile ortodoxe din jur, nu știu precis acum, că n-am cercetat și nici nu am timp, nici nu am pregătire de specialitate, dar toate parohiile ortodoxe își înființaseră și și-au înființat propriile fanfare. Uh-huh. Însă Șciori, spre exemplu, parohia ortodoxă acolo n-a fost niciodată, niciun sas, deși zice Șciori, și-a înființat fanfară în 1911. Răhău, tot așa, n-au fost sași, a avut fanfară. Lancrăm, Pian, parohia ortodoxă din Petrești în 1931 și-a cumpărat și ea instrumente și-a înființat propria fanfară. Deci, noi când vorbim despre fanfara din Petrești, nu vorbim despre o fanfară săsească sau românească sau a bisericii evanghelice sau a bisericii ortodoxe, este fanfara Petreștiului. Uh-huh. Acum, a trecut într-adevăr prin clipe grele, ziceați dumneavoastră la început, în războiul al doilea, după războiul al doilea, au fost deportați foarte mulți sași. Majoritatea sașilor a fost deportată în URSS, într-un lagăr Kungur, așa se chema. Acolo, sașii care făcuseră parte din fanfară, ajungând acolo, au înființat și acolo în lagăr o fanfară. Au muncit pentru a-și cumpăra instrumente și și-au înființat o fanfară dirijată de un petreștean. Acum nu erau numai petreșteni, dar majoritatea erau din Petrești. Incredibil, dar da. Aveau totuși această posibilitate să poată să-și înființeze o fanfară acolo. Da. Au cumpărat, așa scrie în monografia Petreștiului, e scrisă de doi sași emigrați. Aia am scris-o eu. Da? Despre toată istoria și din ce ați trecut cu fanfara. Au strâns bani și au cumpărat instrumente de la prizonieri germani, de pe piață, că așa erau instrumente pe femeia. Incredibil. Da. Au înființat o fanfară dirijată de Simon Zomăr din Petrești. Ei, dar în... cei care au rămas au continuat tradiția fanfarei, pentru că așa erau instrumente pe femeia. Incredibil. Da, au rămas cei români, dar au rămas și sași care nu au fost deportați și au continuat tradiția fanfarei, nu s-a desființat. După naționalizare, fabrica de hârtie intrând în patrimoniul statului, au decis cei de la Comuna Petrești, pentru că era o comună pe vremea aceea, au decis să înființeze o singură fanfară și atunci fanfara Bisericii Ortodoxe cu fanfara Fabricii de Hârtie s-au unit și au format o singură fanfară. Asta se întâmpla în 48. Iar în 49, când s-au întors sașii deportați, cu aceasta s-a întărit și a devenit cea mai puternică fanfară din zonă de aici.
În 1951 a și participat la primul festival al artelor de amatori, așa se chema, și au obținut locul 2 pe țară. Mai erau în țară și alte fanfare. Nu trebuie să uităm că Valea Jiului sau Hunedoara erau bazine importante, unde se făceau bani mulți înainte de război și unde existau fanfare multe și puternice. Din păcate, acestea s-au dus așa, încet, încet. Apogeul cred că a fost atins în 1970, în perioada 1969-1970 s-a organizat primul festival al fanfarelor de amatori, București, unde a participat și fanfara din Petrești, condusă de către dirijorul Simon Zomăr, și au obținut locul întâi pe țară. Acel moment cred că a fost cel mai glorios, pentru că deja aveam televiziune, radiourile, nu mai discutăm, erau deja învechite, dar a cunoscut toată țara această fanfară. Iar în anul următor a avut onoarea, obținând în 70 acest loc întâi, a avut onoarea să deschidă marșul fanfarelor participante la acel festival din anul următor. Și povesteau cei care au participat la această activitate că au cântat vechiul repertoriu, bineînțeles că au avut în repertoriu și melodii noi, patriotice, cum se cânta pe vremea aceea, dar au cântat marșuri din vechiul repertoriu și au fost apreciați de către trecători. Da, uite, am aici un CD și scrie Luna Mai a sosit. La ce vă referiți? Adică de ce tocmai Luna Mai? Am înțeles că voi aveți o obișnuință în fiecare 1 mai să ieșiți pe strada din Petrești. De ce? Da. Der Mai ist gekommen se cheamă melodia și cântecul. A fost scris în 1841 și cântat prima dată în 1842. Este foarte, foarte popular. La vezi, să zicem, de Ungaria. Deci în Europa Centrală și în Europa de Vest se cântă, mai ales în Austria, în Germania, în Olanda, în Franța, în Italia, se cântă peste tot. Nu se cântă în limba germană, dar au traduceri. Și mulți artiști consacrați au în repertoriu acest cântec. Fanfara noastră l-a cântat de la înființare, din 1879. Este o melodie foarte frumoasă. Dacă auziți sau dacă ați venit odată de 1 mai în Petrești, să vedeți ce atmosferă se petrece pe acolo. Să știți că n-am fost de 1 mai la Petrești, dar avem un mic filmuleț filmat de 1 mai anul acesta, chiar anul acesta, și am încercat să surprindem un pic atmosfera de pe străzile Petreștiului, să vedem despre ce este vorba. Și apoi revenim cu detalii despre această ceremonie. De-aia am adus vorba să putem da materialul și apoi să... Cât îl lăsăm? Cam 3 minute. Cine spune și de asta că eu știu că e o mândrie să vină să scăte fanfara la poată, dar că se oprește la cine stă pe ce, nu știu ce. Și la ce eveniment participați acum? Dar cum le scăte? Hi.
ce frumos arată fanfara cu tot alaiul după voi. Dar să știți că eu am auzit că aveți dumneavoastră așa un obicei de a vă opri la casele celor care vă dau rachiu. Păi, nu știu precis care a fost sau cum s-a ajuns pentru prima dată la acest obicei, dar de 1 mai înainte, când nu era zi liberă, da, nu prea puteau să cânte chiar de 1 mai. Cântau în prima duminică din mai. A, ok. Da. După război, când 1 mai a devenit zi liberă, au cântat numai de 1 mai și gospodarii, mă rog, proprietarii care doreau ca fanfara să cânte pentru ei, ieșeau în fața porții cu o sticlă de un litru de rachiu, așteptau acolo cu minți, cu familia, fanfara venea în mare, se oprea în fața, și așa se întâmplă și acum, da, inclusiv pe filmuleț, da, se vede, fanfara se oprește în fața porții, se întoarce cu fața spre el, îi cântă Luna mai a sosit, de parcă n-ar ști că sare, îl atenționează încă o dată, așa? Îl felicită dirijorul pe proprietar și proprietarul dă sticla de rachiu. Și ce faceți cu tot litri de rachiu pe care ai primit? Se strâng destul de mulți. Înainte era mai greu cu băuturile astea alcoolice. Vin aveau toți, dar rachiu era greu să ai. Se strânge și așa au ei denumirea, așa avem noi, denumirea de rachiul fanfare. Țuica fanfare este foarte bună, foarte apreciată, pentru că nu se introduce în această colecție orice fel de depoșiri. Că se mai întâmplă să mai dea câte unii și țuică de calitate inferioară. Dar ei aveau și vinul fanfare, cumpărau toamna struguri și își făceau singuri vin. Aveau două butoaie, unul de 450 de litri, unul de 350 de litri. Aveau vinul lor, vinul fanfare, tot așa foarte apreciat. Aveau cârnații fanfare, cumpărau carne când era ieftină carnea de porc. După ce începeau sacrificările, da, în luna decembrie, cumpărau carne, își făceau cârnați și se gospodăreau singuri, da, în sensul oameni gospodari în fanfară. La toate repetițiile sau în general la repetiții sau la momente așa mai importante consumau țuica fanfarei, cârnații fanfarei, vinul, erau bine organizați, să știți. Și noi am încercat să menținem aceste tradiții, dar nu prea mai merge. Am avut cârnați, dar vin și țuică din astea avem. Să știți că eu am auzit că ați încercat să, de fapt, ați reușit să înființați și o fanfară pentru copii? Sau să inițiați copiii pentru Această fanfară pentru copii din Petrești a fost înființată în anul 1949 de către Danilo Opincariu, un fost subofițer de muzică, a trecut în rezervă, a ieșit în pensie și a înființat această fanfară cu sprijinul fabricii de hârtie. Ei, a fost prima fanfară de copii din țară. Prima fanfară de copii din țară. După ce acesta s-a îmbolnăvit după Revoluție, n-a mai putut să mai dirigeze, fanfara s-a autodesfințat, n-a avut cine să se mai ocupe de ea. În 2008 am scris un proiect, Fanfara copiilor din Petrești, renașterea unei tradiții. Am fost cu el la directorul școlii de atunci, din Petrești, domnul profesor Bâtiu. Împreună cu dânsul am fost la inspectoratul școlar, am fost la Consiliul Județean la domnul Ion Dumitrel și au fost de acord, am găsit înțelegere, au fost de acord să înființeze cei de la Centrul Cultural Augustin Bena o clasă de învățare a instrumentelor muzicale, pe lângă școala gimnazială din Petrești. Au cumpărat primele 16 instrumente cei de la Centrul Cultural Augustin Bena, iar în 1 octombrie
în același an, în 2008, doamna Florian a venit la inaugurarea clasei de învățare a instrumentelor de suflat. Dirijor a fost și este Ioan Mureșa, tot așa, subofițer de muzică, foarte bun, foarte priceput. De atunci, ciclurile de învățare sunt de 3 ani. De atunci s-au desfășurat 2 cicluri de învățare complete și acum este al treilea. Au ieșit, deci, peste 50 de tineri, de copii, care au învățat încă un limbaj, limbajul notelor muzicale. Și aceștia formează baza pentru fanfara de acum a copiilor, care atunci când a împlinit 65 de ani de la înființare, în 2014, a primit denumirea Fanfara Copiilor Danil Opincariu, în onoarea celui care a înființat-o. Da, și am înțeles că acum aveți cereri pentru Au fost totdeauna, deși trebuie să plătească și o taxă. Taxa nu este chiar așa de mare, în jur de 300 de lei pe an, cam așa ceva am înțeles. Nu este chiar așa de mare, dar sunt multe familii care reușesc să facă. Da, care reușesc să facă față și înscriu copii. Este, într-adevăr, este solicitare, cu atât mai mult cu cât aceștia au și o perspectivă. Deci pot cei mai buni dintre ei, de care se ocupă și membrii fanfarei, avem un tânăr nemaipomenit, este student la conservator, Michael Cetean Fackner, se ocupă în vacanță, în vacanța de vară, de pregătirea tinerilor și avem viitorul asigurat, aș putea spune. Și acum fanfara din Petrești participă la ceremonii oficiale mai mult, nu? Fanfara participă peste tot pe unde este invitată. Da. Ok, să știm. Și la mormântări, și la nunți, era obiceiul acesta ca la nuntă, membrii fanfarei care se căsătoreau sau membrii familiilor acestora erau conduși de la biserică până la căminul cultural cu fanfara. Fanfara era în frunte și în loc să fie instrumentiștii tradiționali, cânta fanfara. La înmormântări, înainte aproape nu era înmormântare care să se desfășoare fără fanfară. Acum, după Revoluție, nu știu ce s-a întâmplat, nu prea se mai întâmplă, deși muzica, care se, nu, în niciun caz nu sunt manele, nu seamănă în niciun caz cu ce se întâmplă la mormântările astea ale personalităților interlope. Da. Muzică de Chopin, Wagner, muzică bună, care se interpretează și la înmormântarea, mă știu ce membru a casei regale, și la înmormântarea unui șef de stat, aceleași marșuri, aceleași coraluri le cântă și fanfara noastră. Deci participă și la activitățile astea. Astea nu sunt cu participarea asociației Fanfara Petrești. Participă fanfara. Ei, cât se pot strânge, participă. Dar unde suntem invitați oficial, la ceremonii oficiale, am fost la Deva, la Simeria, mergem acum sâmbătă la Orăștie, am fost la Cluj, acolo mergem oficial cu bate, cu tot. Celelalte sunt... Așa, să știe și telespectatorii noștri unde, dacă vă putem chema și la o nuntă sau la un ospăț mai mare. Deci se poate, dar... Cum să nu, dar nu ne implicăm așa ca asociație. Cine se strânge? Da. Bine, vă mulțumim frumos. Din păcate nu mai avem timp să povestim cu dumneavoastră, deși ne place foarte mult. Așadar, l-am avut pe președintele Asociației Fanfara din Petrești. Puteți să dați un like pe pagina lor de Facebook, Asociația Fanfara Petrești, acolo să aflăm unde se duc ei la ceremonii oficiale sau neoficiale. Noi revenim după o scurtă pauză publicitară, când ne vom întoarce cu studenții de la CSSN. Draperii, accesorii, șine și galerii, covoare, lenjerii de pat și alte produse textile pentru căminul dumneavoastră. Vă așteptăm zilnic în Sebe, strada Călăraș, numărul 71, drumul spre Daia Română. Telefon 0258 735 292.
Consiliul Județean Alba organizează Târgul Gustos de Alba 2016, ediția a 7-a. Vă așteptăm la cel mai gustos eveniment al anului pe latura de vest a cetății Alba Carolina din Alba Iulia, în perioada 20-22 mai, între orele 10 și 18. De vânzare, apartament la cheie în Petroșani, situat pe strada Păcii, dotat cu centrală termică proprie, geamuri termopan, aer condiționat și minibar. Bucătăria, livingul și dormitorul sunt complet utilate și mobilate. Prețul imobilului este de 20.000 de euro. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision zero. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Alba Transilvana. Cele mai noi apariții din lumea cărții, peste 50 de titluri participante, lansări de carte, lecturi publice, activități pentru copii, momente artistice și nume sonore ale culturii și literaturii contemporane. Toate într-un singur loc, Târgul de Carte Alba Transilvana. Vino în cetate la Casa de Cultura Sindicatelor între 20 și 22 mai să te bucuri de minunata lumea cărților. Târgul de Carte Alba Transilvana, un eveniment organizat pentru tine de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga. Alba. Jiul Construct Lupeni, firmă ideală pentru amenajări interioare și exterioare. Dacă vrei să-i dai culoare unui spațiu pentru a beneficia de un ambient plăcut, contactează Jiul Construct Lupeni. Firma noastră prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări interioare cu echipamente de ultimă generație. Instalăm centrale termice cu calorifere sau încălzire în pardoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale pentru diferite lucrări. Ne puteți găsi în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii puteți apela numărul de telefon 0726 370242. Vreți scovoare și mochetă la cel mai bun preț? Atunci alegeți Mureș Carpet. Aici găsiți tot ce vă doriți. Vă așteptăm în magazinul din Alba Iulia, strada Republicii numărul 5, lângă bazinul olimpic, de luni până vineri de la 10 la 19, iar sâmbăta de la 10 la 14. Telefon 0753 846 099. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Andreea Bogdan, vă spun bun găsit din cealaltă capitală. Acum în pauză, zicea o tipă de la SN Alba Iulia, că nu mai suntem cât sunt. O tipă?
Da. Nu mai sunt câsă și am întrebat serios, dar care e diferența? Și o să ne explice ele care este diferența. O să ne explice tipa. Care tipă? Tipa. Ia să vedem. Care e tipa, băbi, cu mine? Tipa? Sau poate tipul? Nu, tipa. Eu sunt tipa. Păi, Bună dimineața. Bună dimineața. Ce mai faceți? Suntem foarte fericiți. Bun, acum că am aflat ce mai faceți. Săptămâna trecută eram câsă pentru că eram candidate section. Încă nu devenisem secțiune, dar în weekendul ăsta am fost la Timișoara. Ne-am susținut candidatura, am fost supuși unei runde foarte dificile de întrebări. Pentru cei care s-au uitat data trecută, acum câteva zile au mai fost la noi pe canapea. Dar atunci nu erau secțiune de sine stătătoare, nu? Pentru că despre asta e vorba. Și acum suntem SN. Dar sunt foarte curioasă ce întrebări ați avut. Felicitări! Da, felicitări, bravo, dar a zis că ați avut niște întrebări foarte grele și sunt curioasă în ce a constat aceste întrebări. Depinde, noi ne așteptăm la întrebări mult mai grele, dar pentru că am fost, ne-am descurcat între timp înainte să ajungem la Timișoara și am analizat întrebările de anul trecut și le-am pus în prezentarea noastră PowerPoint. Și nu prea am mai avut ce să ne întrebe anul ăsta, pentru că erau deja puse răspunsurile, dar au fost niște chestii mai micuțe, așa, gen, de ce nu avem pantaloni lungi pe noi la prezentare? De ce n-ați avut pantaloni lungi? Pentru că... noi eram pantaloni scurți. Pentru că toată treaba asta s-a ținut undeva la niște căbănuțe într-o pădure. Și nu ne-am dus cu haine foarte oficiale la noi, știind că o să fim în mijlocul pădurii la o cabană. Automat îți iei haine sport la tine, nu? Dar poate că a fost un test? Nu v-ați gândit? Poate ei s-au gândit, băi, îi ducem la o cabană în pădure, să vedem ăștia sunt pregătiți, da. Frumos, la cravată, sau vin în pantalon scurt? Da. Și acum, serios vorbind, au fost niște întrebări normale despre statut, cu ce putem ajuta noi SN România, ce planuri de viitor avem, cum ne putem îmbunătăți, cum putem îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le oferim noi către studenții Erasmus din Alba Iulia și despre dezvoltarea noastră personală și a voluntarilor pe care noi o să-i formăm. Pentru că noi acum, noi... eu, Nadia, Diana și Andrei Pican, care lipsește, noi suntem fondatorii SN Alba Iulia, dar ușor, ușor trebuie să predăm ștafeta către noi voluntari și în același timp să îi antrenăm pentru a putea face față provocărilor care urmează să fie. Aveți voluntari? Suntem în prim proces de recrutare. Atenție, semnul exclamării, căutăm voluntari. În suntem 14, dar avem nevoie. Vrem să începem poate la un număr de 25, 30, depinde. Care e diferența între CSSN și SN? Adică ce puteți face acum și nu puteți face înainte? Înainte nu puteam folosi brandul ESN. Deci nu puteam fi parte din ESN. Eram doar în secțiunea, în partea de antrenament, să vedem dacă putem fi ESN. Și nu puteam folosi brandul, în primul rând. Nu puteam să avem orice proiect sub tutela ESN. Acum putem. Puteam face proiecte asemănătoare cu cele organizate de ei, dar nu puteam folosi numele proiectelor. Deși proiectul era același, doar că noi nu puteam folosi numele proiectului. Nu ne puteam recruta voluntari pentru noi, voluntarii erau recrutați pentru Biroul de Relații Internaționale al Universității. Acum voluntarii pot fi recrutați pentru ambele birouri. Am înțeles. E un pas important pentru... Foarte, foarte. E un pas important pentru oraș. Și ce proiecte aveți acum de gând să faceți dacă sunteți de sine stătători? Urmează Alba Culinare, așa cum v-am spus și săptămâna trecută, pe 6 iunie. Iar în septembrie vom organiza platforma ESN România la Alba Iulia. Și asta în ce constă? Cum am fost noi acum la Timișoara, de ne-am susținut candidatura, vor veni reprezentanții ESN de la toate secțiunile din România, timp de 3 zile la Alba Iulia și vor organiza calendarul evenimentelor pentru anul următor. Și dacă ei vor veni în pantaloni scurți, să puteți voi să le atrageți atenția, nu? Da. Ne gândim să facem un dress code de pantaloni scurți în septembrie, să fim siguri că tot o să fie în pantaloni scurți. Da. Să știi că ar fi o idee foarte bună. Să vă răzbunați așa. Poate nu v-au văzut telespectatorii când ați fost data trecută și te rog să-mi dai mai multe detalii despre acest festival Alba Culinaria. Alba Culinaria este un proiect de tradiție al
al Biroului de Relații Internaționale și al nostru și îl organizăm în fiecare semestru pentru studenții Erasmus și pentru studenții internaționali, care ei vor veni și vor pregăti și vor prezenta preparate tradiționale din țara fiecăruia. Wow. Va fi așa o mică degustare de preparate tradiționale, Polonia, Turcia, Palestina, China. Vom avea o multitudine de feluri de mâncare și plus că și doamnele de la cantină vor găti mâncare tradițională românească. Vom avea sarmale și... Sarmale, da. Și... Și vor veni și licee din Alba Iulia care vor aduce și... acum vom avea chiar și invitați din ISN România. Deci, ni s-au confirmat că vor veni 4-5 persoane care vor fi alături de noi în seara de Alba Culinaria. Foarte frumos. Ziceai ceva de China. Să fie și preparate din China? Sperăm că da. Noi am invitat. Vă plac căței, adică nu... Nu la modul ăla, sper. Că și nouă ne plac căței și nu vrem să... În farfurie, nu. Perfect. Bun. Acum că am trecut peste asta, mă simt mai liniștit. Da. Da, păi trebuie să... Am promis că mergem la Alba Culinaria pentru că mie îmi place să mănânc. Zic de fiecare dată când mă duc pe undeva în altă țară, îmi place să le mănânc mâncarea lor preferată, mâncarea lor specifică și mă bucur tare mult că vine un astfel de festival, să-i zic, sper să aibă continuitate cât mai multă, să putem, uite, că vin țările la noi în Alba și, da. Bine, avem și restaurante cu specific, dar acum vai. Nu e același lucru. Da. Și plus, că vorbeai de continuitate, într-un an, doi, avem de gând să-l facem pe nivel național. Deci să invităm studenți Erasmus din toată România care să vină la Alba Iulia și vrem să facem poate pe două zile. Uh-huh. Poate într-o zi vom avea o parte a Europei, în altă zi o altă parte a Europei, deci să fie la nivel național și să invităm toate secțiunile ISN alături de studenților Erasmus. Sunteți spus pe fapte mari. Deci înțeleg că vreți să rămâneți aici în Alba Iulia, nu mai plecați de aici dacă v-ați făcut atâtea planuri. Singura problemă este că noi o să predăm ștafeta și nu o să mai fim în universitate. Și poate undeva din umbră de acolo să mai coordonăm două, trei evenimente. Dar în rest, cei care vin în fața noastră, ei trebuie să reia frâiele. Este în Alba Iulia. Da. Aș vrea să te rog, într-o emisiune de televiziune, vorbim, dar mai și tăcem. Și aș vrea să te rog să mai taci, pentru că nu se cade ca o domnișoară să vorbească atât de mult. Nadia, tu? Ce ne poți spune? Păi eu deocamdată nu predau nicio ștafetă. O să mă întorc după ce mă întorc. O să vin înapoi și o să am grijă ca viitorii voluntari să fie foarte bine pregătiți. Să le dăm traininguri. Acum, cum v-a spus și colega mea, suntem în plină sesiune. O să le dați traininguri cu pantaloni scurți și cu... Da, traininguri. Traininguri. Ce fel de traininguri? Păi o să le explicăm ceea ce înseamnă ISN și probabil o să invităm câțiva voluntari din alte secțiuni să le explice mai bine. Noi avem în board funcții și o să trebuiască să nu să înlocuim, dar să ne gândim la posibil viitori candidați și fiecare trebuie să știe ceea ce trebuie să facă în continuare. Și de aceea trebuie să ne-am gândit să le oferim aceste traininguri. Cum sunt studenții voluntari de acum care aveți? Deocamdată, pentru că am înțeles că vor veni mult mai mulți, pentru că aveți nevoie de mai mulți, dar cum sunt dedicați, sunt implicați? Bineînțeles, da. Deci aveți noroc. Majoritatea sunt și voluntari cu experiență și sunt voluntari vechi la birou și atunci sunt pregătiți să dea ștafeta și să învețe pe cei care vor veni cum să organizeze anumite evenimente și... Uh-huh. Dar voi de ce tot insistați că trebuie să dați ștafeta? Trebuie să plecați din oraș și... Sau de ce nu puteți? Avem mandat, mandatul este pe un an de zile. Okay. Și după ce ni se încheie mandatul, trebuie să lăsăm pe alții să... Nu puteți să candidați tot voi? Nu o să mai fim studenți la anul. Noi doi nu o să mai fim studenți la anul. Doar ca să puteți candida. Nu, se poate candida. Adică nu ține de faptul că ești student sau nu ESN, dar... Ei sunt deja la master. După 5 ani de zile de voluntariat, la anul 6, cam ar fi cazul să renunț. Cât o facultate de medicină, nu? Cam așa. Da. Luând o mică pauză de la lucrurile mai serioase din viața voastră, noi v-am pregătit o mică surpriză, să zicem așa, și aș vrea ca fiecare dintre voi să-și aleagă un bilețel de aici. Ce ai făcut, Gabriel?
Așa. Și începem cu tine. O să vă rog, o să vă rugăm să răspundeți sincer, cât se poate de sincer, la întrebări. Citești, prietene, să citești ce scrie pe bilețel? Nu, că tu vorbești foarte mult. Cel mai amuzant moment pe care l-am trăit. Nadia știe, ne poate povesti ea, care? Nu? Nu, posibile opțiuni, nu. Trebuie să mă gândesc un pic. Deci în următorul cum te gândești tu? Ok. Ce scrie pe mine? Mi-aduc exact aminte treaba asta. Cum a fost primul tău sărut? O doamne. Dar cum se uite așa ceva? Am venit tocmai la el. Aș putea să mă spar masa cu ceasul, da? E o întâmplare foarte haioasă. Hai să auzim. Era undeva pe la 13-14 ani, eram un skater din ala foarte împotriva sistemului și trebuia să eram unul dintre băieți foarte drăguți ai arealului în care stăteam și erau... Asta spuneai tu sau asta spuneam tu? Asta vreau să cred. Da. Na. Și după ce m-a sărutat, am întrebat, dar de ce s-a întâmplat ca un elicopter în gura mea? Și ăsta bănesc că nu, era un compliment. Nu. Ce drăguț. Nu credeam că întâmplarea asta o să mă bântuie acum la 26 de ani. Și nu credeai că o să povestești despre asta vreodată în emisiune de televiziune, da? Da. Orice se poate întâmpla. Viața e dificilă și are foarte multe aspecte, știi? Așa e. Se întâmplă. Presupunem că te-ai mai educat în asta ulterior. Ai mai avut probleme de genul după? Nu mi-aduc aminte, dar sper să nu, știi? Ai preferat să uiți, am înțeles. Nadia? Cum ai cheltuit $1,000,000? E bine, și asta e întrebarea mea preferată. Pentru că de ce nu tuturor, de ce nu? Tuturor oamenilor? Păi dacă aș avea $1,000,000, probabil vreo 50 ani nu m-ar mai vedea nimeni. Aș călători în jurul lumii. De 50 de ani? 50. Ai călători în jurul lumii. Da. Vreau foarte mult să călătoresc peste tot. Ei, uite că acum, dacă ai și prieteni din alte țări, ai și unde să mergi? Da. Ți-ai făcut prieteni chiar. De unde? Din ce țări aveți prieteni acum? Eu din Polonia. Din Polonia. Da. Să știi că am fost la Noaptea Muzeilor acum sâmbătă și, bine, nu am știut că e din Polonia tipa și am vrut să iau un interviu. We don't speak English. Where are you from? Poland. Și m-am gândit la voi că sigur sunteți prieteni cu ea. Da, a fost și fetele din Muntenegru și din Bosnia am văzut că au fost și au fost îmbrăcate în rochile alea frumoase medievale. Da. Deci nu, să revenim la tine, nu ți-ai pune silicone, botox, nu ți-ai cumpăra ultimul tip de mașină sport, nu. De capotabilă? Și... Nu. Chiar deloc. Ești foarte zen, așa. Îmbăcată cu tine. Ok. Te-ai mai gândit? Da, prima dată când am plecat în... Deci care era întrebarea? Cel mai amuzant moment. Cel mai amuzant moment. Ăsta e singurul pe care mi-l aduc aminte acum. Am crezut că zici ăsta e singurul moment amuzant din viața mea. Era foarte trist. Prima dată când am plecat cu bursa Erasmus în Polonia, am plecat de la Cluj către Budapesta și din Budapesta către Cracovia. În Cracovia ne-am dat jos din autocar, ne-am luat bagajele și am plecat în căutarea gării. Și ne-am învârtit vreun sfert de oră, cred că și mai mult, ne-am tot învârtit în jurul unei clădiri. Ca să ne dăm seama că aceea era gara. Bagaje cu multe, cu două trolere după noi, fiecare, cu mult laptop, cu chiostane. Că într-un final să ne dăm seama că am pierdut și trenul și că, de fapt, aceea era gara, cea în care ne-am învârtit noi. Stai liniștită. Ca să mă pun și pe mine într-o postură nu foarte frumoasă și eu m-am plimbat, cred că vreo 10 minute într-o zi prin platou căutând încheile care erau la mine în mână, de fapt. Dar o întâmplare și mai amuzantă decât asta este următoarea. Am plecat odată de acasă. Trebuia să ies în oraș cu foștii colegi de liceu. Ne-am hotărât la o răștie să ne revedem după nu știu câtă vreme bun. M-am îmbrăcat frumos, m-am parfumat, am făcut părul și am plecat. Și cred că după 5 minute după ce am plecat de acasă, m-am uitat în mâna stângă și am observat că am telecomanda televizorului în mână. Am plecat cu telecomanda de la televizor în mână. De ce? Nimeni nu știe. Uite cum mă fac de râs la televizor singur. Nu, că e amuzant, nu te faci de râs. Da. Bun.
Ba da, eu am râs. Hai, că eu amuzat, cât ești amuzat, Gabriel. Da, bun, în vacanță, ce facem? Ce faceți în vacanță? Pentru că, nu știu, rămân studenții Erasmus în timpul vacanței aici. Vin pe practică profesională pe timpul verii. Pleacă cei care sunt acum și ori să vină și pe vară. Uh-huh. Și o să organizăm platforma din septembrie. Da, o să vă ajute să vă organizați. Noi suntem pre-proiect acum. E o chestie foarte importantă pentru noi, foarte importantă pentru este în România și pentru universitatea noastră. Și deja am început să căutăm sponsori, parteneri, posibile locații în care să facem platforma. Și da, o să ne ocupăm de cei 10-15 studenți Erasmus care o să vină pe practică în Alba Iulia. Și în acest fel încercăm să găsim și voluntari care sunt din Alba Iulia, din oraș, în primul rând, sau care pot veni foarte rapid în Alba, gen Sebeș sau alte orașe, sau alte orașe auxiliare pe lângă noi. Nu. Trebuie să dați un anunț. Semne este mare, căutăm voluntari. Aici uite că de Alba. Căutăm voluntari, da. Sponsor, parteneri, locații, tot pentru eveniment. Cu subliniere pe sponsor. Da. Uite că dacă avem Alba Culinaria cu acest frumos eveniment, puteți și să anunțați că aveți nevoie de susținere. E un eveniment un pic închis, Alba Culinaria. Doar adică pentru... nu putem intra? Ba da. Da, dar e doar pentru universitate și prieteni atât. A, da? Da. Nu, este ceva, nu este ceva pentru oraș. Doar ar trebui să fie. Pentru că e foarte interesant. Dacă o să-l facem la nivel național, atunci da. Vom avea open doors. Dar până atunci... Behind the curtains. Eu să pot să intru, dragi de spectatori. Îmi pare rău. Da. Sunt prietena lor deja. Tot, să mergi și să mănânci. Tot. Da. Da! Ca o fetiță cu minte ce ești. În vacanță ce planuri aveți? Mergeți la mare, la munte, la... Eu prefer muntele aici, la parcul de aventuri. Lucrez acolo și... La Dinamis? Da, păi știu, da. Au fost colegi acum. A fost colegi, da. Și noi, cât de curând. Trebuie să am așteptat soarele de afară să putem să mergem să ne filmăm un pic pe acolo, cum ne e frică. Și da, am avut cunoștință și cu Bianca, ne-a plăcut foarte mult de ea. Și ne-a promis că ne mai vedem. Veniți. Înseamnă că te vedem și pe tine acolo, da? Da. Așteptăm de 1 iunie atunci. De 1 iunie? Da, o să avem un program foarte aglomerat. Tocmai ne-am făcut pueril, da, trecem peste. Voi? Ce faceți în vacanță? Nadia? Cred că am spus și data trecută să merg work and travel. Contează, mai spui o dată? Așa e la televizor? O să merg work and travel în Reno, Nevada. Și o să stau 4 luni. O vacanță prelungită, așadar, de 4 luni. Ce frumos, o să-ți placă, vai! O să avem concediu o săptămână de 4 luni, nu-i nicio problemă. Și tu? Și tu ai zis la trecută, nu nimic mai zis. Eu planuiesc să-mi caut un job. Perioada. Aici da. În Alba, da? Da, în Alba Iulia, da. La așa câteva zile tot o să-ți iei tu de concediu. Planuiesc să citesc, n-am mai citit de foarte mult, n-am mai avut timp să citesc. E bine. Planuiesc să mă relaxez atât. Să te relaxezi astfel. Da. Citind. Bine, mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați adus vești atât de bune. Ne bucurăm că există mișcare și pe partea asta la noi în Alba Iulia. Vă urăm mult succes, mult spor la treabă, pentru că de acum, har Domnului, cred că o să aveți mai mult decât înainte. Chiar dacă aveți și licențele și etc. și masterate, dizertații, Dumnezeule mai și știe câte ori mai fi. Mulțumim că ați venit și vă mai așteptăm. Și să ne anunțați evenimentele când devin naționale, să dăm și noi sfoară în țară. Vă așteptăm și noi la toate evenimentele noastre. O să fim prezenți. Chiar existăm. Dragi telespectatori, am avut pe studenții SN, pare că sunt ei, din Alba Iulia. Noi luăm acum o scurtă pauză publicitară și revenim cu revista presei. Brâbă! Thank you.
Dream Development Deva execută topografie, cadastru și geodezie, măsurători terenuri, construcții și intabularea lor în evidențele de cadastru și carte funciară. Dream Development Deva efectuează proiectare, arhitectură, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Dream Development Deva oferă consultanță pentru accesarea și implementarea fondurilor europene. Dream Development Deva, Piața Victoriei, numărul 2, clădirea IPH, etaj 2, camera 204. Informații la telefon 0742-284-120. Dream Development Deva vă proiectează visele. Depozitul Denison Collection al societății Denis Tex SRL din Sebeș vă așteaptă cu o gamă variată de produse textile pentru casă. Găsiți aici perdele, draperii, accesorii, șine și galerii, covoare, lenjerii de pat și alte produse textile pentru căminul dumneavoastră. Vă așteptăm zilnic în Sebeș, strada Călăraș, numărul 71, drumul spre Daia Română. Telefon 0258-735-292. Consiliul Județean Alba organizează Târgul Gustos de Alba 2016, ediția a 7-a. Vă așteptăm la cel mai gustos eveniment al anului pe latura de vest a cetății Alba Carolina din Alba Iulia, în perioada 20-22 mai, între orele 10 și 18. De vânzare, apartament la cheie în Petroșani, situat pe strada Păcii, dotat cu centrală termică proprie, geamuri termopan, aer condiționat și minibar. Bucătăria, livingul și dormitorul sunt complet utilate și mobilate. Prețul imobilului este de 20.000 de euro. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision zero. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Alba Transilvana. Cele mai noi apariții din lumea cărții, peste 50 de titluri participante, lansări de carte, lecturi publice, activități pentru copii, momente artistice și nume sonore ale culturii și literaturii contemporane. Toate într-un singur loc, Târgul de Carte Alba Transilvana. Vino în cetate la Casa de Cultura Sindicatelor între 20 și 22 mai să te bucuri de minunata lumea cărților. Târgul de Carte Alba Transilvana, un eveniment organizat pentru tine de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga. Alba. Jiul Construct Lupeni, firmă ideală pentru amenajări interioare și exterioare. Dacă vrei să-i dai culoare unui spațiu pentru a beneficia de un ambient plăcut, contactează Jiul Construct Lupeni. Firma noastră prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări interioare cu echipamente de ultimă generație. Instalăm centrale termice cu calorifere sau încălzire în pardoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale pentru diferite lucrări. Ne puteți găsi în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii puteți apela numărul de telefon 0726 370242. Vreți covoare și mochete la cel mai bun preț? Atunci alegeți Mureș Carpet. Aici găsiți tot ce vă doriți. Vă așteptăm în magazinul din Alba Iulia, strada Republicii, numărul 5, lângă bazinul olimpic, de luni până vineri, de la 10 la 19, iar sâmbăta, de la 10 la 14. Telefon 0753 846 099. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
Andreea Bogdan. Vă spun bun găsit din cealaltă capitală. Direct, doamnelor și domnilor, unde mă uit? Nu știu unde mă uit. Unde mă uit? La mine. La camera mea. La mine, uite-te. Am revenit în direct, la tine mă uit, Mirela. Ultima parte a emisiunii, revista presei. Da. Hai să ne liniștim puțin, cum facem de obicei, pe barosăneală. Da, ieri nu prea am avut timp de revista presei. Am fost totul așa pe repede înainte. Da, a fost nebunie ieri. Păi a fost luni. A fost luni, da. Și astăzi ne liniștim și hai să vedem totuși ce s-a întâmplat în această țară minunată. Credeam că povestim mai mult. A, da, spune. Nu am ce să zic, nu. Da, bine, atunci. Da. N-am apuc. La ce te uiți? La Facebook-ul nostru minunat. Să revenim cu revista presei. Avem niște titluri foarte interesante. Nevăzătorul care a alergat într-un ultramaraton cu ajutorul unei aplicații de smartphone. Simon Whitcroft este nevăzător de la vârsta de 17 ani. Dar acest lucru nu l-a făcut să renunțe la pasiunea lui pentru alergat. Tu îți dai seama? Alergător orb. O companie a dezvoltat o aplicație pentru telefonul mobil special pentru Simon. Simon Whitcroft a participat la maratoane din întreaga lume, iar ultima provocare a fost un ultramaraton de 160 de mile în desertul Namibia. Acest maraton a fost o provocare particulară, iar în acest scop compania respectivă a dezvoltat o aplicație pentru smartphone. Aplicația a fost componenta cheie care l-a făcut pe Simon să concureze singur. El a alergat 100 de mile înainte să se retragă din cauza terenului accidentat și a căldurii extreme. 100 de mile, un nevăzător, să alerge 100 de mile. Ce frumos. Da, tot oamenii aceștia special intră în istorie. Așa e. CCR decide astăzi asupra dezincriminării abuzului în serviciu. Judecătorii CCR vor discuta în ședința de marți pe tema dezincriminării abuzului în serviciu, o decizie de neconstituționalitate urmând a avea consecințe directe asupra peste 800 de persoane aflate în lucru potrivit DNA și scăpând mulți politicieni de problemele cu legea. Articolul controversat din codul penal prevede că fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Da. Avem și cele mai ieftine și gustoase destinații pentru vacanța de vară, pentru că tot vorbeam cu invitații noștri care tocmai au plecat despre vacanță. Secretul stă în destinație, cică, s-ar zice. Ia auzi. Luna potrivită. Despre ce este vorba în această destinație? Luna potrivită și profilul turistului. Adică grup, familie, cuplu sau single. Prieteni. Cu ajutorul datelor de la booking.com, cei de la Travel Plus Leisure au alcătuit o listă a celor mai ieftine vacanțe pentru această vară. Soare, mâncare grozavă, locuri noi de descoperit și cât mai multe zile de vacanță. Dacă Europa este pe agenda ta în această vară și vrei să ajungi în cât mai multe locuri, atunci e timpul să planifici deștept. A, nu prost, deștept. Nu prost. Ce idee să-mi planific deștept e vacanța, nu m-am gândit, m-am gândit să-mi planific prost, dar spune. Secretul stă în destinație, luna potrivită și profilul turistului, după cum am spus. Da. Și avem așa. Mâncare din plin, cum ne place nouă. Combinația perfectă, fatală, destinație europeană plus preț bun egal vacanța de vară de neuitat. Stockholm, prima oprire. Da? Cea mai ieftină lună este iulie. Atenție dacă vreți să plecați din țară pe perioada verii.
luna iulie, Stockholm. Destinația potrivită pentru cei care călătoresc singuri. Atmosfera vibrantă de cafe culturi a orașului te va face imediat să te simți de-al casei, numai prin simplul fapt că te așezi la o terasă cu un ziar alături, o cafea și un kardemumbabur, ceva delicatesă a Suediei, o brioșă cu nucșoară. Luna iulie înseamnă o economie de 16% comparativ cu iunie, când prețurile sunt maxime și bonus mai mult soare scandinav. Și dacă tot ai ajuns aici, mergi pe coastă pentru fructe de mare direct de la pescari servite pe pâine prăjită cu secară. Îți dai seama ce delicatesă? Îți plac fructele de mare? Nu. Nu? Bine. Nu, dar sunt foarte mulți care nu le place și... Urmează Praga. Praga! Am fost în Praga, ia să vedem, da. Poți să vă povestesc cum a fost în Praga? Nu. Când ai povestit, cea mai ieftină lună, tot iulie, destinație potrivită pentru grupuri. Ai fost cu un grup. 12 persoane. 12 persoane, am stat într-o casă frumoasă în Praga, am ieșit toți la plimbare, ne-am plimbat pe Charles Bridge, am luat masa în oraș și a fost foarte frumos, am fost și acolo la castel, am văzut toată Praga. Am văzut toată Praga de acolo de sus, a fost foarte, foarte frumos. Apoi, nu s-a terminat, ne-am întors în Austria, ne-am întors și în Viena, am stat și acolo puțin. A fost o vacanță de neuitat, într-adevăr, contează cu cine merge în excursie. Eu am fost alături de prietenii mei pe care îi iubesc și salut. Și da, Praga merită vizitată. Ca fiind aleșinată aici, că nu mai poate să-mi aude poveștile cu Praga. Dar, Gabriel, te rog frumos, nu mai zic nimic de Praga, gata. Nu mai zic nimic, da. Resuscitați-l pe Gabriel, pentru că a fost și în Budapesta, dacă vrei să știi. A plecat? A fost și în Budapesta, dacă nu e aici. Da, a fost, am vizitat și podurile din Budapesta. A fost frumos, a fost foarte frumos, dar Praga, în special, merită. Pentru că e multe pietonale, te poți plimba pe jos frumos, mânca tot felul de delicatese de-a lor. Auzi, tu mergi vreodată în cimitir? Da. I-a fost vreodată într-un cimitir? De ce? Și nu s-au mulțit persoanele vii de acolo? De ce? Nu s-au trezit aia să zică să taci? Nu s-a întâmplat acest lucru. Bună dimineața! S-a trezit, nu așa? Frumoasă-i viața! Și-a revenit Gabriel, îmi pare bine. Uite, acum știți ce-mi place mie să fac dimineața când mă trezesc? Continuăm cu Madrid. Madrid, am fost în Madrid cu Teodora, iubita mea. Iubita mea cea mai bună. Am fost în Madrid și a fost foarte frumos. Am mâncat, ea chiar a fost multe fructe de mare. Am mâncat la paella foarte mult, paella. Știi ce am observat? Știi ce am observat cu ei? Știi că au plaful ăla galben. De fapt au colorant galben. Nu așa arată orezul la ei galben, eh? Ce zici de descoperirea mea? Domnilor și domnilor, vedem următorul. Aceasta nu este emisiune. Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Da, chiar e frumos Madridul. Mergeți, mergeți și în Madrid. Mi-aș turna apa asta în cap, dar la Valera. Să vedem care este următorul oraș în care am fost. Ce se întâmplă? Trezește-te, Gabriel, trezește-te. Cadru pe mine, te rog, trezește-te. Ne-am trezit, bună dimineața. Știi ce place mie să fac de dimineață? Să ascult melodia zilei. Place să dansez. Domnilor și domnilor, avem melodia zilei. Din nou. Și ne întoarcem în direct. Din nou. E marți. Melodia zilei. Play DJ. History. Sorry if we left out one of your favorite artists. We didn't mean to. We just tried to get it into 4 minutes. Yeah, so please share it, and thanks again for watching. Yes, yes, yes. Speaking of sharing, you can check down in the box below for social media links. Absolutely. Also, we're on tour, so definitely check us out at www.ptxofficial.com/tour if you want to see our tour dates. And don't forget to subscribe. Thanks, everybody. Bye, thanks, you guys. Y'all. Bye. Thank you. Salve Regina. La 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 la
pam 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 pam. Oh Danny boy, the pipes, the pipes are He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, I'm going reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Because you're mine, I walk the line. When the light was cold, when the lamp was out, I will stand, oh, oh, stand. Ba 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 ba. Can't touch this. Ask me, baby, one more time. Say my name, say my name. When no one is around you, say, baby, I love you. Running game. Oh, 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 oh. I want it that way. Hey, I don't want to meet your daddy. Frumos, bine. Da, am și dansat acum. V-am și zis pe unde am mai fost. Dar am nedispus de dimineață încă o dată. Gabriel s-a revenit, gata. Cine s-a revenit? Cine și-a revenit? Da, ce? Ești bine? Da, bun. Sunt foarte bine. Am revenit, doamnelor și domnilor, în direct la emisiunea aceasta foarte normală. Cum îi zicea? Duminica în familie? Cum? Ce? Pe unde mă aflu? Matina la Capital, cu Mirela Toda și Gabriel Cândea, fiecare zi de la 9 și 11. Continuăm cu revista presei așadar. Olimpicii susțin proba scrisă la matematică și istorie de la sesiunea specială a bacalaureatului. Ce se întâmplă? Ce face pe gardianul aici cu noi? Mirela face poze în direct. Elevii olimpici care s-au înscris la sesiunea specială a bacalaureatului susțin marți proba scrisă la matematică sau istorie în funcție de profil, urmând ca miercuri să susțină proba la alegere a profilului din, la una din 10 materii. Elevii clasei a 12-a înscris la 12-a, înscriși la sesiunea specială a bacalaureatului, susțin astăzi proba profilului. Le urăm succes și le ținem. La data de 26 mai are loc evaluarea la limba și literatura maternă. Luni, candidații au susținut proba la limba și literatura română. Afișarea primelor rezultate va fi pe 26 mai la sediile unităților de învățământ care vor organiza această sesiune specială, iar depunerea contestațiilor este programată în cursul aceleiași zile. În data de 27 iunie
Vor fi soluționate contestațiile și afișate rezultatele finale. Nu ți-e dor de vremea de liceu, de bacalaureat, de febra bacalaureatului, cum a fost greu la bac la tine? Da. Da? Ai stat, te-ai închis în casă și ai învățat 2 ani de zile? Da, am avut și proba practică la bacalaureat, pentru că am avut liceu vocațional, liceu de teatru. Din ce ați dat bacul, mai exact? Din geografie, limba română și engleză. Engleză oral. Română oral și încă ceva. Proba vocațională? Da, și la proba practică a trebuit ca să pregătim un moment teatral în grup și apoi fiecare în parte a trebuit să facă o improvizație cu niște cuvinte aleatorii care le primeam atunci în ziua. Și puteai să pici la proba aia? Adică au fost care au picat la proba? Nu au fost care au picat, dar au fost care au primit note foarte mici. Nu este posibil așa ceva. Din moment ce faci 4 ani teatru, nu se poate să primești o notă mică, pentru că se presupune că 4 ani de zile ai învățat și ai repetat doar asta. Cum să fii pe scenă, cum să vorbești frumos, cum să fii... Poftim? Deci să înțeleg că tu ai luat o notă mare. Păi, pe acolo am fost, da. Ai fost în grafic. Improvizație totdeauna a fost cea mai grea de la examene, pentru că nu știai la ce să te aștepți și trebuia atunci, pe moment, în câteva minute, să faci un moment care să aibă subiect și predicat, să aibă început și sfârșit. Și acolo a fost puțin mai greu. Plus, ni s-a dat un text la prima vedere și trebuia să-l citim simplu, cum citești un text normal, și apoi ți se zicea, de exemplu, nu știu, ți-a murit mama acasă. Citești acest text. Și trebuia să-și dea el seama că am avut ceva eveniment trist în familie. Doamne, da, fere. Din fapt, cum citeam eu textul, trebuia să-și dea seama ce stare de spirit am eu. Ciudat. Aia da. Se întâmpla o grămadă de chestii între astea tragice. Trebuia să-ți imaginezi chestii tragice în timp ce erai pe scenă sau aveai un test. Asta e teatru. Da. Trecem mai departe. Bine, mai vreau să-mi povestesc. Cu revista presei. Poți să mai povestești, dar hai să mai zicem și câte știri dintre ele, știi? ISU comunică reprezentanților mall-urilor. Reprezentanții mall-urilor trebuie să anunțe evenimentele la care sunt peste 200 de persoane. Pentru că, după cum vorbeam și ieri, s-a întâmplat un eveniment mai puțin fericit la concertul Carlos Dreams. Au leșinat în jur de 8 persoane, au fost duse în jur de 3 dintre ele la spital cu ambulanța din cauza căldurii și din cauza aglomerației. Da. Inspectoratul pentru situații de urgență Sibiu a transmis luni o avertizare primăriilor și reprezentanților mall-urilor din județ să anunțe evenimentele la care preconizează că vor avea mai mult de 200 de persoane într-un spațiu închis. Purtătorul de cuvânt ISU Sibiu, Bianca Săbau, a declarat corespondentului că primăriile sau reprezentanții mall-urilor vor trebui să comunice dacă evenimentele la care se așteaptă și evenimentele la care se așteaptă prezența peste 200 de persoane într-un spațiu închis. Avertizarea ISU Sibiu vine după incidentul de la Piatra Neamț, despre care vorbeam, unde vineri seară 9 persoane s-au simțit rău la concertul Carlos Dreams, care a avut loc într-un complex comercial, 4 fiind transportate la spital. Concertul trupei Carlos Dreams a fost oprit chiar de către artiști. Da, cum ziceam, salutăm astfel de comportament, pentru că, uite, încet încet se schimbă și mentalitatea noastră, nu mai acceptăm orice. Mai avem o știre legată de asta, așa este, mai avem o știre legată de asta. Pompierii fac traininguri cu administratorii de mall-uri după incidentul de la concertul Carlos Dreams. Pompierii de la inspectoratele din țară vor avea întâlniri de informare cu administratorii de clădiri tip mall în perioada următoare pentru a discuta despre obligațiile ce le revin acestora din urmă în cazul organizării de evenimente cu public numeros, pentru a evita incidentele ca cele de la concertul Carlos Dreams. Trebuia făcută de mult treaba asta, nu doar acum când sau după ce se întâmplă evenimente nefericite ca cel de vineri, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Atenționarea ANM, instabilitatea atmosferică accentuată, ploi însemnate cantitativ, deci uite că Petre a avut dreptate și eu am știut treaba asta, dar am preferat să mă mai mint frumos vreo oră și jumătate până să o spun și eu.
Administrația Națională de Meteorologie a transmis o atenționare de instabilitate atmosferică accentuată, ploi însemnate cantitativ în intervalul 24 mai, ora 15 și 25 mai, ora 21. În intervalul menționat vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce vor lua aspect de vijelie și pe arii restrânse grindină. Deci uite că soarele nu ține cu noi foarte, foarte mult și se ascunde încet, încet după norii care ne vor... În Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și estul Munteniei, precum și în zona de munte, cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat cu precădere în Carpații Orientali 50-70 de litri pe metru pătrat. Da, să știi că mi-a șoptit o păsărică că va fi foarte cald în weekend. Da. Și asta contează cel mai mult. Bine, mai, mai e până în weekend. Da, ne-am obișnuit cu vremea asta, plouă două zile cald, după ce arăși plouă, ne apropiem încet încet de vremea din Anglia. Dar contează că în weekend e frumos, pentru că în weekend avem Alba Festo, în weekend trebuie să ieșim afară, trebuie să ne plimbăm, să mergem, să stăm în natură, afară, în cetate, oriunde vreți voi. Așa e. Așa că vine vremea bună, stați liniștiți. Partenera de viață a patronului Hexifarma a recunoscut cadavrul ca fiind al lui Dan Condrea. Partenera de viață a patronului Hexifarma a ajuns luni la sediul Serviciului de Medicină Legală Ilfov pentru procedurile privind identificarea cadavrului însoțită de alți doi apropiați. Femeia a stat aproximativ o oră și jumătate împreună cu polițiștii și cei de la Medicină Legală. Surse din cadrul Serviciului Medical Ilfov au declarat pentru Mediafax că femeia a recunoscut cadavrul ca fiind al lui Dan Condrea. Potrivit sursei citate, au fost aduse la Serviciul de Medicină Legală și prove din locuința lui Dan Condrea pentru a fi făcute testele ADN. Am putea să-i zic mulțumesc Garaj Butica Alba Iulia pentru că îmi oferă vestimentația în fiecare emisiune. Așadar, și astăzi sunt îmbrăcată frumos datorită Garaj Butica Alba Iulia și mulțumesc Alexei și Iuliei de acolo, de la magazin. Uitați, am o rochiță foarte frumoasă, dar așa, pe miercuri joi, o să vă prezint, abia aștept. Asta pentru că nu-mi plăcea știrea. Trei persoane rănite grav după ce mașinile în care erau s-au ciocnit, una evita gropile de pe drum. Iată ce se poate întâmpla dacă carosabilul nu este în cea mai bună stare. La limita județelor Arad și Timiș s-a produs acest eveniment după ce două mașini s-au lovit frontal în zona unei localități. Unul dintre șoferi evita gropile de pe șosea și a intrat pe contrasens, iar o victimă a fost preluată de elicopterul SMURD. Din păcate, drumurile noastre toate se vor asfalta vreodată. Încă ne dau bătăi de cap drumurile din România și se întâmplă și incidente nefericite din cauza asta. Coaliția pentru Familie dorește modificarea Constituției în așa fel încât căsătoria să fie definită drept o unire între o femeie și un bărbat. Această inițiativă este pentru familia tradițională care poate da naștere la copii. La Senat a fost depusă luni o inițiativă cetățenească de schimbare a Constituției în sensul definirii căsătoriei ca uniune între o femeie și un bărbat, inițiatorii susținând însă că nu sunt intoleranți și că respectă comportamentul sexual al oricărui om. Inițiativa a fost însoțită de o scrisoare de 300 de metri semnată pe treptele Senatului de mai mulți voluntari ai Coaliției pentru Familie. De asemenea, inițiatorii au atașat proiectului de revizuire a Constituției un camion de documente, printre care și 3 milioane de semnături, și au subliniat că sunt susținuți de toate cultele religioase și de toate etniile din România. Și avem și un citat din partea lor: nu suntem intoleranți, respectăm comportamentul sexual al oricărui om. În același timp însă nu putem să substituim ideea de normalitate prin acte individuale pe care le respectăm, dar cred că în spațiul privat, acolo le e locul. Ce este, dar Mirela? Nu poți să zici că susții și că de fapt ești de partea tuturor sexelor sau celor care au alte orientări sexuale când dai o astfel de lege sau ce a fost petiție pentru a susține că o căsătorie este oficială sau este permisă căsătoria doar între sexe diferite. Între femeie și da, bărbat.
Păi așa se nasc unii, nu-i de blamat, așa se nasc și trebuie respectat și ei. Nu ne pronunțăm. Pur și simplu asta a fost inițiativa... Probabil cu o inițiativă sănătoasă, dacă e să mă întreb pe mine, dar... Păi, normală, cum o spune. Da. Bun. Am terminat și cu revista presei pe astăzi, una peste alta. Nu sunt evenimente foarte, foarte speciale. Da, mai vreau să zic repede un eveniment, pentru că și nici ieri n-am apucat și nici astăzi se pare că nu apucăm să zicem. Cristian Mungiu a câștigat la Cannes premiul pentru regie pentru filmul Bacalaureat, pe care urmează să-l vedem și în România. Abia aștept. Felicitări, Cristian Mungiu. Am mai fost ceva premii, dar voiam special să evidențiez despre... Da, îl felicităm. Cu bacalaureatul. Da, sigur să uite acum la noi. Felicitări pentru premiul unde a fost și Edward Schneider. Știi că ziceam că a fost și Edward Schneider la același festival de la Cannes. Bine, noi am terminat pe ziua de astăzi. O zi frumoasă. Ne așteptăm să vină ploile. Mâine iară soarele. Ne vedem așadar mâine. Mâine o să avem invitați. Vedeți voi. O să fie invitat, o să vă distrați mâine, o să aflăm multe informații despre sport și cultură. Uite că v-am dat indicii. Dar până mâine nu ne rămâne decât să vă urăm o zi cât mai frumoasă și aveți grijă de voi. Ne vedem mâine la nouă, pa, pa!